Primăria Municipiului Timișoara reia lucrările la turnul de apă din Iosefin. Așadar, a fost lansată licitația pentru un nou constructor. Aici am avut o situație complicată. Fostul constructor nu a fost în stare să ducă lucrarea asta complexă. Reabilitarea unei clădiri de patrimoniu, care are peste 100 de ani și transformarea ei în centru cultural cu cafenea, sală de expoziții și alta pentru activități culturale și un punct de belvedere. A făcut cam jumătate din lucrare și anul trecut a trebuit să ne despărțim. Am făcut o expertiză cu lucrările pe care le-a făcut și cu ce mai e de făcut. Am revizuit proiectul, am mărit suma de bani și acum suntem în faza de licitație. Cu un constructor serios terminăm anul acesta șantierul, explică primarul Timișoarei Dominic Friț. Vechiul turn de apă este parte a strategiei administrației locale de renaștere a cartierului istoric.